În acest an, pe lista proiectelor Consiliului Județean Iași se află cele trei spitale care ar urma să fie construite de la zero. Cel mai înaintat proiect este Spitalul de Boli Respiratorii din Bucium, care se află în acest moment în stadiul recepției studiului de fezabilitate a lucrărilor. În momentul de față, obiectivul nostru în ceea ce privește investițiile în infrastructura medicală se referă la cele trei spitale pe care vrem să le construim de la zero în județul nostru. Și aici mă refer la Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară de la Miroslava, unde suntem într-un parteneriat cu Primăria Miroslava, Ministerul Sănătății și IBVC-ul. Spitalul de boli respiratorii din Bucium, unde suntem la stadiul de recepție a PRSF-ului și, evident, Centrul pentru Tratamentul Infertilității de la Elena Doamnă.